Am găsit la o nouă ediție Proiect România, de aici, de la Cluj, alături de mine, domnul Marius Nicoară, senator PNL de Cluj. Bună seara, domnule senator! Bună seara, bun găsit! Astăzi vom fi numai noi doi, deși am lansat invitația și altor colegi de-ai dumneavoastră, atât din Camera Deputaților cât și din Senat, dar probabil toată lumea este foarte preocupată de listele care se pregătesc, comută, permută toată lumea. La dumneavoastră, apropo, cum stați, am văzut o știre ieri, cum că s-a definitivat lista, a și fost aprobată, nu? Așa este, lista parlamentarilor de la Cluj a fost definitivată și duminică dimineața, înainte de biserică, de a merge la biserică, vom merge la birou electoral pentru a depune listele. A fost foarte important să punctați treaba aceasta cu biserica, mi se pare de bun simț. Este normal. Da, este absolut normal. Ultima oară când am discutat și cu dumneavoastră și cu colegi de-ai dumneavoastră din cadrul Partidului Național Liberal, acolo mai era încă o mică problemă, hai să nu-i spunem problemă, era un mic semn de întrebare. Cred că era vorba de locul 3 pe lista de la Camera Deputaților. Așa este și s-a confirmat până la urmă. Pe locul 3 a fost invitat și a acceptat să vină să candideze în județul Cluj președintele Tineretului Național Liberal, domnul Moldovan, un om care reprezintă viitorul, să spunem, pentru că listele noastre sunt o îmbinare între oameni cu experiență, între oameni care au deja maturitate politică și nu numai, și profesională, și tineri și femei. Ne-am străduit ca să facem o listă electorală care să fie atractivă, în care să arătăm că vine și generația din spate, din mai tânără, și dăm importanța necesară și femeilor. Voi face astăzi o dezvăluire. Ne dați o știre în premieră? Am invitat-o împreună cu domnul președinte Daniel Buda pe Alina Gorghiu să vină să deschidă listele la Camera Deputaților în județul Cluj. Sigur că i-a făcut mare bucurie doamnei președinte această invitație, dar avea deja angajamentul luat pentru cei de la Timiș, așa este. Am fost foarte aproape. Poate că dacă ne grăbeam un pic, poate că cu această invitație... Și atunci ar fi acceptat, doamna președinte. Probabil că da. Dacă tot veni vorba de doamna președinte Gorghiu, astăzi am văzut pe diferite canale de știri cum că domnia sa a spus următorul lucru: în cazul în care toamna, adică iarna, dacă după alegerile parlamentare nu va fi o majoritate creată de către PNL, cu aliații probabil care vor veni în sprijinul PNL-ului pentru formarea unui nou guvern, domnia sa își va depune mandatul, adică își dă demisia din funcția de președinte. Am văzut și eu această știre, pe care nici nu pot să o comentez în niciun fel, pentru că este o opțiune personală, dar dacă mă întrebați pe mine, doamna Alina Gorghiu va rămâne președintele Partidului Național Liberal în continuare. Adică va fi și o majoritate parlamentară, așa cum a spus și domnia sa, care va sta în spatele unui guvern politic? Neapărat guvern politic, da. Și... deci acest guvern tehnocrat a fost o chestiune de tranziție și noi am spus-o de la bun început că suntem conștienți că un guvern tehnocrat nici nu poate să funcționeze foarte bine. El a fost pe o perioadă limitată, a umplut un gol necesar, a fi umplut într-o perioadă de precampanie electorală. Și sigur sunt și satisfacții și insatisfacții față de membrii acestui guvern tehnocrat. Care trebuie să le dăm. Sunt multe și apar în presă. Nu încerc eu acum să fac o analiză critică a acestui guvern, dar vreau să spun că acest guvern a avut și părțile lui bune foarte mult, în foarte multe domenii. Și primul ministru, domnul Cioloș, în schimb, a condus bine acest guvern și a orientat bine mersul acestui guvern. La un moment dat existau și niște sincope, niște supărări, acum câteva luni de zile, față de persoana premierului Dacian Cioloș. În ultima perioadă am văzut, am auzit, inclusiv semnalele foarte clare date de către președintele Klaus Iohannis, cum că domnia sa ar trebui să-și continue mandatul de premier. Da, credem și noi același lucru, mai ales după ce domnia sa
a prezentat public un proiect pentru România, un proiect de continuitate a guvernării, nu a guvernului în sine, pentru că acest guvern în mod cert nu va mai exista în această formulă după alegeri, dar o continuitate a guvernării este prezentată în acea platformă pe care a prezentat-o domnul prim-ministru și acea platformă, mă rog, întâmplarea, sau poate nu, face ca ea să se regăsească în mare, mare măsură în ceea ce am prezentat și noi ca și, ca și un viitor proiect de guvernare a Partidului Național Liberal. Acestea, întrepătrunzându-se, sunt chestiuni care ne dau speranța că poate domnul prim-ministru actualmente va reuși să facă un pas către parte politică pentru ca să își continue alături de noi, de Partidul Național Liberal și ceilalți care se vor reuni în jurul unei astfel de platforme, un viitor guvern politic de astfel dată. Guvern politic cu un posibil premier neînregimentat politic? Va trebui să se înregimenteze politic domnul Cioloș sau să facă măcar o declarație politică în care să fie alături de o platformă care este similară cu a dânsului pentru ca să putem să continuăm împreună și se poate, sigur că da, un premier care să nu fie neapărat un membru activ al partidului, dar să fie un om care îmbrățișează aspirațiile Partidului Național Liberal și nu numai a celor care vom constitui viitoarea guvernare, pentru că din punctul meu de vedere eu nu încerc să mint și să vând castraveți la grădinar. Nici o formațiune politică nu va obține 51% și atunci, repet, eu vorbesc despre viitoarea coaliție care va avea, sigur, ca și port standard Partidul Național Liberal, dar care va avea și alți aliați, repet, în spatele unei platforme, a unei viziuni pentru români și România. Revenind un pic la listele despre care am vorbit în deschiderea ediției de astăzi, domnule senator, cu precădere, lista pentru parlamentare a județului Cluj. Ați pomenit de fețe noi, de tineri, de doamne, de femei. Cam care ar fi ponderea celor tineri, new entry, care intră pe această listă? Vorbim, bineînțeles, cu precădere de locurile eligibile. Pentru că știți și dumneavoastră foarte bine, și partidele clamează, au clamat mai tot timpul în ultimele luni de zile, că e o nevoie de înnoire a Parlamentului ca și persoane. Da, am să vă spun, locul 2 la Senat după mine este un om care este în politică de o bucată de vreme, are o experiență în administrație, este vorba de domnul Tuluc, care a fost chiar și vicepreședinte la Consiliul Județean Cluj. Deci un om cu experiență, dar cu mult mai tânăr, sigur, decât mine. Așa cum și pe liste pomeneam de domnul Moldovan, care este de asemenea foarte tânăr chiar, cu mai puțin experiență politică, dar care timp de 4 ani va putea să se rodeze alături de experiența celor care sunt înainte. Chiar și deputatul... Nu este un risc prea mare, scuzați-mă că vă întrerup, un risc prea mare cu prea mulți tineri, pentru că nu în sunt zilele prea mulți, care au trecut... Nu sunt prea mulți tineri. Vorbesc pe ansamblu. Vorbesc la nivel de grupuri, viitoare grupuri parlamentare. Nu sunt nici, sunt echilibrate, să știți, din ce am văzut liste în toată România, ale Partidului Național Liberal, da, mă refer. Da. Sunt liste echilibrate, sunt și oameni cu multă experiență, oameni cu experiență medie și oameni la început de carieră, pentru că și ei trebuie să pornească de undeva, trebuie să se formeze. Aș aminti de prorectul Universității de Medicină Veterinară, a Universității de fapt de Științe Agricole și Medicină Veterinară, domnul da? Deputat Adrian Oros, care nu este un om la prima tinerețe, dar nu este nici la sfârșit de carieră, dar la primul și mandat. Care este acum își încheie un prim mandat de succes, un om tânăr și dinamic, are deja un pic de experiență câștigată. În spate vin, așa cum spuneam, și tineri care sunt la prima experiență, primul mandat, fără să aibă experiență, de exemplu, în alte domenii, cum pomeneam despre domnul Tulu, care vine cu o experiență în administrația publică. Vă propun să discutăm un pic despre activitatea de zi cu zi a Senatului, pentru că faceți parte din Senatul României. În mod sigur, motoarele sunt turate pentru pregătirea campaniei electorale, pentru pregătirea alegerilor parlamentare din luna decembrie. Efectiv, concret, se mai lucrează în Senat? Se lucrează chiar mult. Încercăm să terminăm toate proiectele.
să venim la zi cu ele, cu tot ceea ce este dezbătut, pentru că, mă rog, poate ar trebui în două cuvinte să spun despre modul în care se lucrează în Senat. În Senat vin proiecte de lege pe care le face sau guvernul, le pot face cei din guvern sau chiar parlamentarii. Iar acele proiecte de lege primesc diverse avize, pornind de la Consiliul Legislativ, pentru tehnică legislativă, nu asupra textului în sine. După ce se avizează de un Consiliu Legislativ, trec prin comisiile parlamentare de specialitate, în funcție de proiect, prin Comisia de Muncă, prin Comisia de Sănătate, cu diferite amendamente, de Buget, Finanțe, prin Comisia Juridică, sigur, unde pot să fie amendate, și abia apoi intră în plen. Și o astfel de procedură este o procedură de lungă durată, în general. Repet, chiar avizul Consiliului Legislativ poate dura 2-3 săptămâni, poate câteodată și o lună când sunt momente de mare aglomerație. După aceea revine înapoi în Senat, trebuie să stea la rând pentru că sunt altele care sunt în dezbatere și abia apoi intră pe comisii. Deci un proiect de lege sub 2-3 luni nu poate fi, să spunem așa, clocit. Așa încât noi încercăm să nu mai promovăm alte proiecte noi, dar cele pe care le avem acum pe deci agenda, cele care sunt pe să încercăm să le finalizăm, și se lucrează foarte intens în Senatul României, din câte știu eu și la Camera Deputaților. În săptămâna care a trecut a fost o lege, cred că a fost un pachet de legi, sau mă rog să mă corectați dumneavoastră dacă greșesc, din partea colegilor dumneavoastră din Partidul Social Democrat, cu aceea scutire de taxe, cred că 102 taxe la număr, care a trecut prin Senat. Da, partea hazlie este că o parte din taxele acelea erau deja abrogate, și mai hazliu este că o parte din acele taxe au fost, o bună parte din acele taxe au fost introduse chiar de către guvernul PSD, condus de Victor Ponta. Ce fel de taxe apar acolo? Bine, sunt în afară de taxa TV Radio, despre care vom discuta un pic mai pe larg. Sunt și taxe parafiscale, să spunem, mare parte din ele. Nu poți să arunci așa. E un populism și o demagogie fantastică la colegii noștri din PSD. Sigur, noi înțelegem că e un moment preelectoral acum și încearcă să nebunească lumea prin hai domne, dăm jos 102 taxe. Este o poveste, pentru că până la urmă și țara trebuie să suporte astfel de incizii, să spunem. Și repet, este absolut demagogie. Dar ați furată, dumneavoastră. Dovada, repet, dovada este că la momentul ăsta există și taxe pe care ei le-au pus și taxe care deja nu mai există. Păi, poate s-au răzgândit pe parcurs, au văzut că... Nu, au făcut-o repede, hai repede să ieșim. Dar dumneavoastră ați votat această propunere? Eu n-am fost atunci în sală, dar vă spun sincer, aș fi stat mult să mă gândesc dacă să votez sau să nu votez, pentru că există riscul să nu votez și să ți se spună, domnule, de către unii electori, domnule, dar tu ești împotriva reducerii taxelor. Nu e adevărat. Eu sunt pentru reducerea taxelor, dar... E cu două tăișuri. Făcute, sigur că da, făcute cu cap, adică făcute așezat, nu pe genunchi, repede înainte de alegeri. Astea sunt pură campanie electorală și eu sunt împotriva unor astfel de abordări. De la Senat, această propunere a trecut deja la Camera Deputaților. Da, acolo sigur săptămâna viitoare se va dezbate. Se va dezbate săptămâna viitoare, probabil. Bine, și acolo trebuie să treacă prin comisii, să vedem. Repet, PSD-ul forțează o chestiune care, din punctul meu de vedere, este populistă și electorală, nerealistă și nesănătoasă. Dar știți foarte bine, domnule senator, fiecare partid acum încearcă... Bine, nu știu, nu vreau, noi nu vreau să vă pornit... acuz de populisme nici pe dumneavoastră, nici pe ceilalți din greu, dacă aveți la îndemână exemple în care să spuneți... Mike Tyson ce-a căutat în Național Liberal. Mike Tyson a fost într-o vizită când s-a nimerit, n-a venit special ca să intre în Senatul României, atenție. Mike Tyson a venit pentru în România... Din partea PSD-ului au venit acuze către PNL, la fel, cu populisme, ce-a căutat Mike Tyson. Mike Tyson a venit în România nu pentru ca să facă o vizită parlamentară, ci a venit pentru mai multe alte întâlniri, printre care, sigur, având ocazia, a venit să vadă și Parlamentul României. Este un loc care este vizitat de toți turiștii străini care vin în București, zilnic sunt Casa Poporului, sute, zeci, sigur că da, e o clădire impresionantă, una din cele mai interesante clădiri din lume, nu? Din Așa Europa este. Sau din România.
Așa încât, dacă Mike Tyson a venit în Parlament, invitat fiind de un parlamentar, acum că parlamentarul era liberal, asta este altă chestiune, dar a venit în Parlament invitat să vadă și el. Probabil că ar fi venit oricum în Parlamentul României să-l vadă, să-l viziteze. Eu doar am deschis o paranteză cu acest caz Mike Tyson, pentru că veni vorba despre colegii noștri. Știi ce se întâmplă? Da. Noi nu mințim electoratul ieșind și spunând lucruri care nu sunt suportabile. Eu v-aș aminti poziția Partidului Național Liberal și atunci când s-a aprobat tot în preajma unor alegeri electorale, s-au aprobat majorările salariale pentru profesori, niște majorări care nu puteau să fie susținute. Și noi, deși am pierdut puncte electorale importante atunci, chiar multe, noi am spus, doamne, nu se poate aplica. Nu se poate aplica pentru că nu poate suporta bugetul țării o astfel de majorare. Nu că nu ne-am dorit ca profesorii să aibă salarii mai mari. S-a dovedit, au câștigat cei care au făcut această și au promovat această lege și apoi n-au mai făcut această majorare. Facem o scurtă pauză cu permisiunea dumneavoastră. L-avem la telefon în direct pe domnul Clement Negruț, deputat din partea Partidului Mișcarea Populară. Bună seara, domnule deputat! Bună seara dumneavoastră, bună seara tuturor celor care vă urmăresc în acest moment. Vă mulțumim că ați acceptat să intrați în direct cu noi. Spuneți-mi, vă rog, domnule deputat, Partidul Mișcarea Populară, cum stă la capitolul liste pentru parlamentare? Eu pot să vă spun în acest moment că Partidul Mișcarea Populară a fost primul partid care a depus semnăturile necesare pentru a ne putea prezenta în această competiție electorală. În momentul acesta suntem cu listele finalizate, urmând ca luni să fie validate de către președintele partidului și Consiliul Executiv Național. Nu avem niciun fel de probleme, suntem pregătiți pentru a intra în această competiție electorală. Domnul președinte Traian Băsescu apare pe listă, da? Domnul președinte categoric a anunțat și domnia sa că va intra în această competiție. Eu în momentul ăsta sunt în București și aș putea să vă spun că cu siguranță domnia sa va lua decizia cea mai bună pentru partid. Dar eu vreau să rămână domnia sa să fie cel care va anunța și poziția și unde va candida. Din punctul de vedere al dumneavoastră, care ar fi cea mai bună variantă pentru partid? Categoric, în opinia mea, ca unul care îl cunoaște foarte bine pe domnul președinte Traian Băsescu, prezența domniei sale pe listele de candidați va fi categoric benefică și va aduce un plus important pentru partid. La dumneavoastră, la Partidul Mișcarea Populară, ca și la alte partide, până în ultima clipă, mișcări de trupe, adică mișcări pe liste, scoatem, reintroducem, introducem? Nu, exclus. Noi am avut și avem niște principii foarte clare în ceea ce privește candidații. Încercăm să promovăm cât mai mulți tineri, încercăm să promovăm cât mai mulți oameni care nu au fost implicați în fenomenul politic la nivel de vârf până acum. Eu cred că Partidul Mișcarea Populară a reușit să se confirme în cele trei scrutinuri electorale, europarlamentare, prezidențiale și alegeri locale. Și din punctul ăsta de vedere ne dă speranțe foarte mari că vom avea un scor foarte bun la alegerile din... Am înțeles. N-am cum să nu vă întreb, domnule deputat, săptămâna aceasta la Senat a trecut acea propunere a colegilor dumneavoastră din Partidul Social Democrat cu scutirea de taxe, acele 102 taxe, care acum a trecut deja la Camera Deputaților. Care va fi poziția partidului pe care îl reprezentați? Domnul Karen, în primul rând aș vrea să vă spun că întotdeauna Partidul Social Democrat nu s-a dezis în momentele, să spun așa, electorale de maximă importanță. Eu v-am întrebat de poziția partidului pe care îl reprezentați. Alo? Da, vă ascult. Le-aș răspunde felul următor. Păi din aceste 102 taxe de care faceți vorbire, câte au fost introduse de guvernul Ponta, în primul rând, și aș vrea să știu dacă în aceste 102 taxe cumva este și taxa pe stâlp și accizele pe care le-a introdus acest guvern. La fel a subliniat și colegul dumneavoastră, senatorul Marius Nicoară, din partea PNL-ului, care se află aici în platou. Salut și iertați-mă că n-am salutat. Nicio problemă, nu aveți de unde să știți, pentru că sunteți pe telefon. Salut cu respect pe toți cei care sunt alături de noi. Domnule deputat, în acest pachet de 102 taxe apare și taxa radio și TV. Știți foarte bine ce înseamnă pentru televiziunea publică și pentru radioul public
scoaterea acestor taxe? Categoric, o scoatere a unor taxe ar trebui să fie făcută după o analiză foarte serioasă. Acum, din punct de vedere al radioului și a televiziunii, în opinia mea, aceste două entități, indiferent ce vrea PSD-ul, nu vor putea dispare, pentru că sunt ale, să spun așa, fără să ajungă în zona asta populistă, sunt ale noastre, a tuturor. Și cred că aceste două entități trebuie să rămână, indiferent ce vrea PSD-ul. Da? Pe de altă parte, vreau să vă spun un lucru. Nu mi se pare normal că aceste taxe să fie introduse într-o altă factură electrică, că și așa acolo avem o serie întreagă. Eu cred că trebuie o serie întreagă de chestiuni care produc așa o neclaritate în ceea ce înseamnă consumul de energie. Revenind la aceste taxe, vreau să vă spun că ele ar trebui printr-o inițiativă legislativă să fie foarte clar reglementate și modul în care valorile din punct de vedere financiar sunt transmise către aceste două entități, de către guvern, nu neapărat printr-o factură de nu știu care. Am înțeles. Vă mulțumesc pentru intervenție. Vreau să vă spun ceva, domnul Karen. Da. Iertați-mă, dar oare vreo... Eu am văzut acum controlul curții de conturi. Credeți-mă că n-am văzut evidențiat acolo că factura de energie apare undeva și banii ăștia pentru radio și televiziune. Am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție, domnule Clement Negruț. O seară bună. O seară bună, la revedere, vă așteptăm la Cluj. Revenim în platou alături de domnul Marius Nicoară, senator PNL de Cluj. Domnule senator, vedeți scăpările acestea de când cu cele două partide, încă nu ne-am obișnuit, unii nu ne-am obișnuit. Spuneți-mi, vă rog, apropo de această taxă TV, pentru că v-am și atras atenția că am să o punctez mai accentuat, taxa TV și taxa radio, cum vi se pare pur și simplu ștergerea, scutirea populației de aceste taxe, când în Europa vedem trendurile sunt chiar invers, televiziunile publice, radiourile publice din Uniunea Europeană și nu numai, se bazează foarte mult pe aceste taxe. Și taxele sunt cu mult mai mari. Sigur, dumneavoastră cunoașteți poziția mea vis-a-vis de acest subiect. Eu sunt un om extrem de implicat în ceea ce înseamnă televiziunea publică și radioul public. Sunt un susținător a existenței acestor două instituții independente, atenție, independente. Ori independența unor astfel de instituții este asigurată printr-o astfel de taxă pe care o plătește toată lumea. Celelalte instituții de presă sunt finanțate și se poate presupune, eu nu spun că este neapărat așa, se poate presupune că în spatele anumitor finanțări există și anumite interese care împing editorialele sau știu eu, emisiunile chiar spre o anumită zonă. Firesc, nici nu este de condamnat, este firesc când ai interese și îți plătești publicitate, este pentru ca să te promovezi pe tine sau, corect, mă rog, unii nu numai ca să se promoveze pe ei, poate că să-și atace și adversarii, n-a spune dușmane, adversarii. Ei bine, o instituție cum este televiziunea și radioul public este obligatoriu să existe și să aibă cu adevărat independență. Și din punctul meu de vedere, Bucureștiul acum are o abordare greșită, mă refer la TVR Național, conducerea televiziunii naționale are o abordare extrem de greșită vis-a-vis de televiziunile regionale, cum este postul de la Cluj, pentru că le subfinanțează. Deși costurile pe care le are o televiziune regională care are o audiență mare și au audiență mari, televiziunile regionale și proiecte foarte frumoase, sunt subfinanțate și unii sunt la București care chiar doresc să desfințeze televiziunile regionale. Eu am avut și o interpelare în Parlament pe acest subiect, ingerința Bucureștiului și a managementului din București în activitatea televiziunilor regionale este de neacceptat. Cred că televiziunea națională este nu numai atât că trebuie finanțată, eu spun că trebuie mărită un pic această taxă și colectată foarte transparent, pentru că într-adevăr unele facturi de unele sucursale electrice sau furnizori electrici nici nu pun această sumă pe chitanțe, drept care nu se colectează. Un reprezentant EBU, Uniunea Broadcasterilor din Europa, din care facem parte și noi, adică televiziunea publică, a spus că
Scoaterea acestei taxe, ștergerea acestei taxe se poate practica, se practică doar în țări subdezvoltate. Cred că este un semnal foarte puternic dat de către această asociație. Așa este, sigur că da. Și ce mai este, din punctul meu de vedere, grav, că la nivel de București, televiziunea publică a acumulat datorii mari și din câte informații am eu, aș putea să spun că acolo, din păcate, managementul, nu mă refer neapărat la cel actual, a făcut foarte mari erori strategice, pentru că, de fapt, un management transparent și o echipă care să coordoneze bine televiziunea publică ar putea din aceste taxe să aducă televiziunea publică pe plus și nu pe minus, și un minus uriaș așa cum este acum. La telefon îl avem pe domnul Sorin Bota, senator PSD de Maramureș. Bună seara, domnule senator! Bună seara, bine v-am găsit! Și noi la fel vă întreb direct, pentru că discuția o port în platou cu domnul Marius Nicoară, senator PNL de Cluj, și am ajuns la punctul acesta cu taxele din acel pachet de 102 taxe pe care au fost trecute prin Senat săptămâna aceasta, săptămâna viitoare ajung în comisii la Camera Deputaților. Am înțeles din toate discuțiile de până acum că PSD-ul își dorește prin acest pachet de scutire de taxe, inclusiv scutirea de taxe TV și radio a populației. De ce? Da. Pentru o transparență mai mare a modului în care sunt cheltuiți banii în TVR, discuția, cât am auzit eu prin telefon care ați avut-o, cred că se trebuie purtată pe două planuri. Unul legat de modul de funcționare a instituției TVR și a radioului public, a managementului care este defectos de ani de zile, a dotărilor tehnice, a numărul de personal care este angajat în aceste instituții, și a doua discuție, alt plan, este modul în care aceste instituții publice se finanțează, ele activând pe o piață a mass-mediei și o piață a publicității, în același timp în concurență cu alte televiziuni private care se autofinanțează. Bine, domnule senator, dar nu se poate pune pe aceeași... Din alt punct de vedere... Dar pe aceeași foaie de hârtie... Este o realitate foarte bine cunoscută, dar puțin recunoscută. Nu toată lumea, sau toată lumea este facturată și nu întotdeauna beneficiază de acele servicii sau doresc să aibă acele servicii. Dacă într-o clădire există două familii cu două contoare de curent în aceeași casă, sau dacă într-o firmă există 10 firme înregistrate, niciuna nu are poate televizor, niciuna nu are radio, dar le vine taxa. Da, corect ce spuneți, domnule senator, dar în alte țări europene, Germania, Anglia, și aș mai putea enumera câteva, acolo nu te întreabă nimeni dacă ai aparat 3, TV, aparat da, radio, toată 3, lumea. Sunt două moduri de finanțare a televiziunilor publice. În 3-4 state, similar cum este azi în România, și în celelalte, altfel cum se propune prin scoaterea acestei taxe și finanțarea televiziunii de la buget pe baza planului anual care managementul instituției îl propune de fiecare dată, că este colegul senator Nicoară care a făcut și el parte din Comisia de Buget Finanțe, în fiecare an, pe lângă celelalte instituții ale statului, vine și TVR-ul cu bugetul în Parlament pentru aprobare. Tot așa vor veni, fundamentându-și exact ce nevoi au și ce cheltuieli, cât încasează prin autofinanțare. Am și înțeles. Ce nevoi vor avea bugetare. Deci, suma sumarum, vă doriți o televiziune guvernamentală, adică prin toate aceste pârghii nu de finanțare? Nu, o televiziune guvernamentală, pentru că guvernele vin și pleacă. Noi vrem să schimbăm logica de funcționare și finanțare a acestei instituții. În rest, cine să guverneze, cum o să se numească în continuare membrii în conducerea televiziunii, ca până acum, altfel, este o altă discuție. Bun, astăzi se numesc de guvernul X și vine guvernul Am înțeles poziția dumneavoastră, revenind un pic pe plan politic, sunt listele finalizate pentru parlamentare în județul Maramureș?
Din câte am înțeles, cred că da, la toate partidele. Am PSD-ul astăzi le-a finalizat, PNL-ul, am înțeles prin vocea președintei partidului, a anunțat da. De dimineață că le-au finalizat ieri. Dacă tot vorbim noi doi, dumneavoastră sunteți pe lista? Da, la deputați pe locul 2 am candidat. La deputați pe locul 2. Vă mulțumesc foarte mult pentru... de anul trecut că voi, dacă da. Voi continua munca parlamentară, voi merge în Camera Deputaților. Am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție. A fost domnul... Și eu mulțumesc. O seară bună tuturor. Seară bună. Sorin Bota, senator PSD de Maramureș. Sigur, îmi pare rău că n-am bucuria să-l am alături de mine pe colegul meu, senatorul de Maramureș, Sorin Bota. Dar așa cum spuneam, i-aș fi demonstrat, dacă era aici, acum sigur sunt convins că se uită la noi, i-aș fi demonstrat că discursul PSD-ului cu aceste taxe, în care am spus în marea lor majoritate sunt taxe parafiscale, este un discurs populist. Și abordarea pe care domnul Bota a prezentat-o este abordarea PSD-ului. Adică scoatem taxa... o plătește fiecare cetățean și abia câțiva leuți, atenție, deci nu discutăm de sume uriașe, câțiva leuți acolo pe lună, nici măcar cât un pachet de țigări. O să-i supărați pe cei care sunt împotriva taxei. Și, da, probabil. Dar acum am să și lămuresc cu un drum. Pentru că scoatem această colectare de la toată lumea pentru ca să asigurăm o instituție independentă, realmente, așa cum trebuie să fie o televiziune publică, și dăm de la guvern ca să o subordonăm vrând nevrând, când îți dă guvernul și îți face proiectul de buget, depinde cum te porți ca și televiziune. Și ești la mâna guvernului. Te porți bine, primești bani, nu te porți bine, mai vedem la rectificare dacă mai ai de salarii, dacă mai ai de echipamente și așa mai departe. Dar, marele adevăr este următorul. Guvernul când alocă bani la televiziunea publică, să spunem, nu numai, evident, și în sănătate și peste tot, în justiție și în poliție și la DNA sau SRI sau SPP sau la Parlament, e bine, guvernul tot din taxele cetățenilor dă. Adică va trebui să mărească toate pe altundeva. Toate cele colectate... Va trebui să mărească altundeva, alte taxe pentru ca să aibă un coș separat pentru TVR. Adică tot din banul și din buzunarul nostru pleacă banii. Nu este mai cinstit să nu lăsăm o televiziune publică la îndemâna unui guvern, care o fie ăla. Hai că-mi place că așa de plastic încă n-am auzit niciun parlamentar ca să explice treaba aceasta. Vom termina imediat. Vreau să închidem cercul acesta cu taxa TV și radio, dar n-avem cum să o închidem fără a asculta pe domnul Ion Popescu, președintele Confederației Sindicale Naționale Meridian. Bună seara, domnule președinte! Bună seara, dumneavoastră! Domnule președinte, sunteți un bună bun cunoscător. Bună seara clujenilor, bună seara domnul Marius Nicoară, care îi port foarte mult respect. Da, domnia sa se află aici în platou. Dumneavoastră sunteți un vechi și bun cunoscător al fenomenului, hai să-i spun așa, televiziune publică. Ați auzit probabil de această inițiativă cu scutirea de 102 taxe, printre care și taxa de radio și TV. Care a fost primul reflex când ați aflat, domnule președinte? În primul rând, înainte de a vorbi despre televiziune, m-a impresionat frumos domnul Nicoară prin faptul că mi-a spus când vin străinii, vin să vadă totuși Casa Poporului, care este cea mai frumoasă din lume. Și că ce bine ar fi fost totuși când vine câte cineva să spune că toate produsele care sunt acolo mobilate la Casa Poporului sunt românești, este mândria noastră. Așa este. Mândria românilor. De la perdele, la covoare, la lampadare, la tot. Da, așa e. Tot absolut. Unde o contribuție substanțială... Mă lăsați puțin că eu înțeleg... Da, vă ascultăm. ...substanțială la aranjarea, mobilarea și arhitectura care o are Casa Poporului, să știți că și-a adus contribuție și televiziunea națională publică, care este un bun al nostru, un bun al poporului, și măsura aceasta pe care vrea să o ia, nu știu cine, parcă PSD-ul, PSD-ul a introdus, da. O respingem în întregime. Nu este o măsură care ar afecta totuși bugetul statului. Eu vreau să vă spun că am făcut un sondaj timp de 3 ani de zile pe 800 de subiecti în toată țara. Și printre problemele pe care le-am avut, am pus și televiziunea publică. Cum o văd dumnealor? Și dumneavoastră știți că numai la Cluj am avut vreo 3-4 și a fost și dumneavoastră
prezent. Și îmi pare, sunt foarte sincer și spun sticuiri. Acum mi-a venit în minte de la podul Iloaiei și am întrebat în felul următor, cum vede televiziunea publică? Ce credeți că mi-a spus? O sursă de informare foarte corectă. Dacă n-ar fi televiziunea publică, n-aș simți că trăiesc. Asta s-a întâmplat într-o sală care am avut-o la Leșul Ursului, la podul Iloaiei. Și foarte multe subiecte de genul acesta. Oare cum să oprim totul, să anulăm taxa radio și taxa de televiziune, care nimeni în miile de oameni, de membri de sindicat care îi avem noi în Confederația Meridian, unul n-a cerut reducerea taxei radio sau televiziune. Ba din contră, am avut meeting în fața guvernului și am cerut mărirea taxei unde au fost pădurarii, deci era vorba de păduri, și a zis că niciun fel de probleme, erau 5.000 de oameni acolo. Vă imaginați dumneavoastră care e pulsul oamenilor. Televiziunea publică este iubită, este respectată, că nu e rating. Păi nu se poate să fie ratingul pentru că este publică și un grup de oameni iubesc anumit gen de acțiuni. Nu toate acțiunile care le fac cei de la televiziunea publică sunt acțiuni educative, acțiuni... Da, domnule curate, președinte, inclusiv prin lege suntem obligați ca ale noastre grile de programe să fie alcătuite exact așa cum spuneți dumneavoastră. Eu încă o dată repet, eu mă vei duce în Parlament legată de această măsură pe care dorește să o ia PSD-ul și vom face toate demersurile să fie scoasă această măsură. Nu este omenească. Nu este omenească pentru că nu mai mă simt stăpân pe televiziunea publică dacă nu-mi oprește taxa. Deci eu vreau să plătesc taxă și nu numai eu, ci cei pe care îi reprezint la televiziunea publică și la radio, că e a noastră. Nu e a partidului, nu e a guvernului și ei sunt niște cotizanți, spun la urmă, la televiziunea publică și să nu uite că pe televiziunea publică a pus ochii, când a deschis ochii, televiziunea publică a fost cea care a participat în 89, dacă ne amintim, la Revoluție și a avut totuși un rol deosebit de important și televiziunea noastră nu e a lor. Mulțumesc foarte mult pentru această intervenție, domnule Ion Popescu. Așteptăm noutăți de la dumneavoastră după descinderea în Parlamentul României. Toate cele bune, la revedere. Domnule Nicoară, doar atât pentru final. Stăteam și mă gândeam în Europa, în Uniunea Europeană, cam care ar fi acele televiziuni care au trecut din statutul de televiziune publică, cum este modelul la noi, într-o televiziune subordonată guvernului. Nu trebuie să mergem mai departe, în Ungaria este exact așa. Este finanțată exact așa cum a spus dumneavoastră, cu acele file de buget, de la bugetul de stat și se cam și se simte. Se simte, sigur, se cunosc simte. Televiziunea din țara vecină, pentru că vorbesc și limba maghiară și mă mai uit de curiozitate, pentru că am constatat, se întâmplă unele evenimente și chestiuni politice în Italia, trec prin Ungaria, așa pe vin și în România. Faceți... Și așa un fel de deja vu când au ajuns în România. Bun, cam atât. Să vedem ce se va întâmpla zilele, săptămânile următoare. De fapt, noi, cei din televiziunea română, nici nu ne dorim în primul și în primul rând să fie mărită taxa. Ar fi foarte bine pentru că taxa aceasta de... E nevoie de echipamente, de patru roni pe lună persistă de foarte multă vreme. Și dacă ar fi toți banii adunați, ar fi bine, măcar 95%, atunci ar fi foarte, foarte bine. Revenim la oile noastre politice, cu permisiunea dumneavoastră, domnule senator. Uniunea Salvați România. Cât de mult vă încurcă, cât de mult vă ajută? Domnul Nicușor Dan alaltăieri a ieșit într-o conferință de presă și a spus că va sprijini un viitor posibil guvern Cioloș. La un moment dat existau disensiuni între PNL și USR. Acum, care este situația? Nu,
noi, din punctul, acum vorbesc, mă rog, ca și politician care așa vă și fac de 26 de ani politică, din punctul meu de vedere, USR-ul nu va intra în Parlamentul României. Nu va intra? Nu va intra. Nu va intra, va fi aproape de a intra, dar nu va intra, pentru că are votanți mai mult în marile orașe, mai mult în orașe universitare, acolo unde există poate un val, o emulație, hai să schimbăm clasa politică. Mulți din cei care gândesc acum așa își vor da seama că votul lor este inutil, e un vot care se pierde dacă îl dau unui partid care nu are structuri. Pentru că... Păi este nou creat, așa... Tocmai. Asta este motivul. Nu, asta este motivul pentru care acum nu va intra. N-am spus că nu va intra niciodată, n-am spus că este un partid non-valoros sau... Sunt oameni valoroși și acolo, cum sunt peste tot. Probabil că sunt și oameni mai puțin valoroși, cum sunt peste tot. Dar eu cred că USR-ul nu va intra. Acum, dacă va intra USR-ul, este evident că este un partid de dreapta, care are și el, din ce am remarcat, o platformă sau un program aproximativ asemănător cu ce avem noi și cu ceea ce până la urmă și premierul Cioloș a prezentat, așa încât în Parlament probabil că vor fi aliați de nădejde unui viitor guvern. Bun. Condus de... Am înțeles, Nicu Șordan. De domnul cine? Cioloș. A guvernului de domnul Cioloș. Cioloș. Eu am rămas la USR. Cioloș. Bun. Nu, USR-ul va fi un partener... Da. Probabil alți parteneri, la cine vă mai gândiți așa, ca parteneri posibili? Păi, parteneri care au fost întotdeauna loiali și care au viziune de dreapta sunt cei de la UDMR. Sunt, în general, grupurile minorităților naționale. Care, oricum, de fiecare dată merg cu puterea. Și care se duc, sigur, cu cei care creează majoritatea. Și de această dată, eu am spus la începutul emisiunii, președinta mea, Alina Gorghiu, nu va trebui să-și dea demisia din funcția de președinte a Partidului Național că Liberal. Pentru că v-ați referit. Pentru că vom guverna. Dar un PSD plus ALDE? Nu vor face 51%? Pragul. Nu vor face. Nu vor face pragul de 51%. De ce? Pentru că nu îl vor face, pentru că PSD-ul este cantonat undeva sub 40% și ALDE, dacă face pragul de 5%, trebuie să spună că e ok. Și dumneavoastră atunci vă bazați pe tot ce înseamnă eșichierul de dreapta. Da? Eu sunt convins că și ALDE, care este până la urmă un partid tot de dreapta și care rupe voturi de la Partidul Național Liberal, sunt convins că și ALDE va veni alături de un program de dreapta și de un guvern liberal. Dar tot mai accentuat își face apariția, își face structurile acest nou partid creat, tot... în acea perioadă, aproximativ în acea perioadă cu USR-ul, Partidul deputatului Bogdan Diaconu, Partidul România Unită, am înțeles că mâine vor avea la București un eveniment cu un public foarte numeros, domniile lor vorbeau de circa 20-25 de mii de participanți. Este așteptat inclusiv fostul premier Victor Ponta la această manifestare. Ei, acolo pare să că se vor focusa cei care au plecat, cei care nu mai știu ce se întâmplă cu fostul și actualul pe undeva PRM, Partidul România Mare. Cam acel eșichier este la baza acestui nou partid creat. Și dacă stăm și ne gândim la toată constelația, la contextul actual politic, migranți, reînnoirea politicii naționaliste, chiar și șovine în unele zone, cum vedeți, un astfel de partid ar putea fura inclusiv de la PNL? În un mod deosebit va lua de la PNL, sigur, orice partid rupe din mai multe părți, va rupe probabil un pic și de la PNL. Eu nu pot să spun decât, sigur, fără să încerc să fiu nici arogant, nici autosuficient, să spun că noi o să le mulțumim pentru voturile pe care la redistribuire Partidul Național Liberal le va primi. Da, foarte scurt și concis. Deci atunci revin,
N-am pomenit de colegul dumneavoastră care a fost și pe telefon, domnul Clement Negruț, adică Partidul Mișcarea Populară. Tot un partid de dreapta. Da. Contați pe domniile lor? Eu cred că, de bun simț, ei vor trebui să sprijine un guvern de dreapta, dacă vor intra în Parlament. Pentru că domnul Traian Băsescu are un nucleu dur de susținători, dar nu este suficient. Și cum v-ați descurca în Parlament alături de fostul președinte Traian Băsescu la un vot unde ați sta în voturile unui astfel de partid condus de Traian Băsescu, cu care, ați avut, nu dumneavoastră personal, și partidul foarte multe conflicte în decursul anilor. Da, n-am. În politică, să știți că până la urmă, atunci când vii și lucrezi pe chestiuni tehnice de guvernare, de bunăstare a poporului, voturile de unde vin nu contează, adică, cum să zic, presiunea populară. Și până la urmă, televiziunea care transmite echidistant, și aici este televiziunea publică, o informație îi face pe parlamentari să nu voteze împotriva voinței alegătorilor. De fiecare dată eu am condus Consiliul Județean din 2004 până în 2008 și din 37 de consilieri, parcă, eu aveam 7 consilieri liberali, restul erau PSD, PRM, UDMR, nici nu mai știu, era și PRM-ul la vremea respectivă, sigur. PD, evident. Ei bine, minoritar fiind, am condus acel Consiliu Județean foarte bine, trecând majoritatea proiectelor cu... Cum ați reușit? Cu o mare majoritate, pentru că veneam cu proiecte de bun simț, pe care le explicam înainte de a le pune și de a le supune dezbaterii, le explicam în primul rând liderilor, indiferent că erau peremiști, udemeriști sau pesediști sau pediști, le explicam liderilor respectivelor partide că acele proiecte sunt necesare pentru județul Cluj, nu pentru Marius Nicoară. Acele proiecte sunt necesare și am și reușit să aduc atunci județul Cluj de pe, țineți minte, era un loc 28-30 din 40 de județe ale României, eu în 4 ani de mandat am reușit să aduc județul Cluj pe locul întâi. Tocmai pentru că acele proiecte erau construite pentru, nu pentru buzunarul lui Marius Nicoară sau pentru prietenii lui Marius Nicoară, acele proiecte erau construite pentru cetățenii județului Cluj. Ori în momentul în care eu discutam cu liderii partidelor care erau majoritari în Consiliul Județean și le explicam că acel proiect este necesar și ei înțelegeau acest lucru, după aceea ieșeam în presă și prezentam acel proiect, tocmai era foarte greu să vină cineva să voteze de dragul de a vota împotriva unor astfel de proiecte. În ultima perioadă, și când zic ultima perioadă, în ultimele săptămâni bune, domnul președinte Traian Băsescu, la diferite posturi de televiziune, cu precădere două canale, a pomenit și pomenește în continuare tot mai accentuat și tot mai des acea soluție imorală de pe vremuri. Oare la ce se gândește? Îl puteam vedea cândva premierul României pe Traian Băsescu? Nu am prins... Vă spun eu. Nu am prins discursul domnului Traian Băsescu pe această temă, dar din punctul meu de vedere, Traian Băsescu premier, cel puțin cât timp Partidul Național Liberal constituie majoritatea, este exclus. În ultimele zile și acum destul de declarat o face președintele României, domnul Klaus Iohannis, până acum a stat așa în expectativă, era mai toată lumea, știți și dumneavoastră foarte bine, și jurnaliștii erau destul de disperați, hai să spun așa, era prea tăcut, acum parcă iese la rampă și parcă ne atenționează că nu va sta într-o lojă liniștit nici în perioada preelectorală, nici în campania electorală, ci ne-a dat de înțeles că va fi un fel de președinte jucător, probabil nu pe modelul Traian Băsescu, puțin mai altfel, mai reeșapat așa. Ei, am să vă spun ceva, după 10 ani de mandat Traian Băsescu, președinte jucător, a venit un președinte normal, Klaus Iohannis, care nu face altceva decât să respecte regulile democratice și ceea ce spune Constituția României. Dânsul are atribuții importante în politică externă și și-a făcut treaba și a umblat. Sigur, noi am spus, domnule, se plimbă. Nu noi.
au fost unii care au spus să plimbe. Ăsta e rolul unui președinte. Să se plimbe și să creeze pentru România o imagine și oportunități. A creat în această perioadă? De sigur când... că da, sigur. Și vin momente când, în schimb, un președinte trebuie să devină jucător. Dar un președinte devine jucător în momentele în care Constituția îi servește acest rol. Ce înseamnă rol? În percepția senatorului Marius Nicoară un președinte jucător? Un președinte de țară, nu un președinte... Un președinte jucător, exact aia defineam acum, un președinte jucător când Constituția îi impune să fie jucător. Și se implică și președintele, până... Constituția impune președintelui să fie un jucător în momentul în care se creează o majoritate parlamentară, în momentul în care se numește un prim-ministru. Asta îi pune Constituția președintelui. De aceea avem astăzi impresia că președintele începe să devină jucător. Nu. Constituția îi impune să fie un jucător în această notă, în această partitură. Știți foarte bine, a început totul pe vremuri cu guvernul meu. Da, a domnia, fost. Da, domnia sa a spus-o și a fost... A fost omul care a găsit soluția, a spus pentru 8 luni, 9 luni, nu are niciun sens să creăm o bătălie politică internă în România. Să se înceapă să se alerge după parlamentari care să constituie niște majorități care... Și a spus, sunt un om care doresc să creez un guvern tehnocrat, condus de tehnocrați, până la alegeri. La alegeri, după alegeri, vom instala, așa cum este firesc, un guvern politic. Dar până atunci, țara trebuie să fie condusă de un guvern tehnocrat, la care nimeni din, de pe scena politică românească, nimeni nu a spus nu. Inclusiv PSD-ul mai a votat târziu acest... au spus nu. Mai târziu. Mai târziu. E vorba de momentul inclusiv respectiv. Inclusiv cu moțiunile simple. Da, ultima decor, moțiune... Asta, moțiunile simple sau altceva nu se referă la, neapărat la o guvernare întreagă, se referă la un ministru care amăgește sau dezamăgește. Punctual ministrul justiției. Vi se pare prestația domniei sale bună? Eu nu vreau să judec prestația doamnei Prună. Sunt alții care sunt mult mai în temă, pentru că eu nu sunt jurist, eu sunt... inginer, evident că în orice fel de minister se poate face și mai mult și mai bine. Ați făcut deja o listă de un guvern din umbră care să iasă ca un guvern politic după, nu, după decembrie? Nu, nu a fost încă cazul, nu s-a pus încă problema. Să vedem cum ies alegerile. Păi, atunci cine va sunt fi cei prea care... târziu ca să vă faceți o... o schemă. Da, da, deocamdată noi ne-am ocupat să facem niște liste, așa cum spuneam, în care să îmbinăm și experiența, și tinerețea, și partea de doamne, în așa fel încât să avem o listă, să avem liste în toată România care să aibă credibilitate. Alalt... Și apoi, după aceea, ne vom preocupa. Alaltă ieri și încerc să rememorez și să citesc din memorie, alaltă ieri vicepremierul Vasile Dâncu a spus așa la o întrebare a unui jurnalist. Eu nu am nicio problemă, eu nu mă consider un competitor al lui Dacian Cioloș. După care, bineînțeles că jurnaliștii, analiștii s-au gândit la partea a doua, cea pe care n-a mai spus-o domnul Dâncu, că poate că domnul Cioloș are o problemă cu domnul Vasile Dâncu. Este o competiție între cei doi? Nu, eu nu știu să fie niciun fel de competiție. Știu că domnul Vasile Dâncu este viceprim-ministru și din punctul meu vorbim de vedere... Vorbim despre perioada de după 11 decembrie. Este după 11 decembrie. Evident că domnul Dâncu nu are nicio competiție cu domnul Cioloș, pentru că Partidul Național Liberal va fi cel care va desemna primul ministru, ori, în mod cert, nu îl va desemna pe domnul Vasile Dâncu, pe care, de altfel, vreau să-l laud mai înainte, să spun că este unul din miniștrii la care, dacă mă duc cu probleme, nu de ale mele, de ale primăriilor din Cluj, are ușa deschisă, se străduiește să ne sprijine. Este un tehnocrat care își face bine treaba la București, nu uită că este clujan și are ușa deschisă, repet, și în fața unui liberal. Chiar cu multă solicitudine. Dar domnia sa nu este membru de partid, așa că e normal. Nu știu dacă e membru sau nu, nu membru este de partid. Asta nu l-am... Nu i-am căutat apartenența sau semnătura de pe fișele PSD-ului. Dar, repet, dânsul a fost un membru de partid marcant și un apropiat al celor de la PSD. Îl lăudam, dar spuneam că nu este un competitor în această poziție, atâta timp foarte... Partidul Național Liberal va genera nou guvern. Foarte plăcută și interesantă discuție, domnule senator. Suntem la ultimele 40 de secunde. Va fi o campanie urâtă? Vor fi lupte grele? Din punctul campania aceasta? Din punctul meu de vedere, vă asigur că eu nu voi face o campanie urâtă.
Eu sunt atacat, sunt foarte atacat de oameni care sunt plătiți pentru ca să fiu atacat. Sigur, aveți nu, și dovezi? Aveți dovezi? Nu, am primit informații clare și certe. Eu nu mă cobor la a răspunde, pentru că la notorietatea pe care eu am în județul Cluj de peste 90%, încrederea pe care eu am în fața cetățenilor județului, faptele pe care eu le-am demonstrat în județul Cluj, ce am făcut eu bine, sigur n-am făcut totul bine, am mai și greșit, dar ce am făcut eu bine este preponderent în favoarea mea și oameni care n-au notorietate și n-au puncte electorale pot să mă atace oricât, pentru că e ca și genul de om care iei piatra și dai într-un zid. Piatra se întoarce în tine. Vă mulțumesc pentru această discuție, domnule senator. Mulțumesc și vă mai așteptăm cu mare drag. Cam atât, oameni buni, la Proiect România de astăzi. Toate cele bune. Rămâneți alături de Televiziunea Română. La revedere!